Bună ziua tuturor, bine ne revedem. La mulți ani pentru anul ăsta n-am așteptat să ne vedem în această formulă. Așa cum am procedat și anul trecut, vreau să facem împreună o discuție pe ceea ce înseamnă bugetul municipiului Roman. Să vă prezint câteva puncte generale și, bineînțeles, ulterior puncte de interes pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman. Ca o primă concluzie pe care o avem în ceea ce privește bugetul pentru anul 2018, vă spun că avem un buget mai mic față de anii anteriori. Pe de o parte, legat de faptul că începând cu luna ianuarie acestui an, salariile din învățământ au trecut în subordinea Ministerului Educației și Învățământului și sumele care veneau de la Ministerul Educației prin primărie vin direct la inspectoratele școlare județene și ulterior ei fac aceste plăți către cadrele didactice. Și o a doua problemă și cea mai gravă pentru primăria municipiului Roman o reprezintă diminuarea impozitului pe venit de la 16% la 10%, lucru care generează o lipsă a veniturilor de circa 9,3 milioane de lei noi, 93 de miliarde de lei vechi, întrucât primăriile primesc o cotă parte din impozitul pe venit care se plătește la Agenția Națională de Administrare Fiscală. În condițiile în care bugetul de dezvoltare, investițiile pentru Primăria Municipiului Roman se ridicau undeva la circa 1 milion de euro, vă dați seama că dintr-o dată această pierdere de 2 milioane de euro nu afectează numai investițiile, ci afectează chiar și funcționarea Primăriei Municipiului Roman. Și atunci a trebuit să luăm două decizii. Una dintre acestea care ne afectează pe toți este legată de majorarea taxelor și impozitelor locale 20%. Însă acest lucru nu acoperea dezechilibrul bugetar și la începutul acestui an, împreună cu colegii mei din primărie, am luat și de decizia reducerii cheltuielilor materiale cu 10%, chiar dacă în conformitate cu prevederile ordonanței 91 se referea doar la instituțiile publice, primăriile nu aveau această obligație. Noi am luat decizia ca la Primăria Municipiului Roman să instituim și această reducere a cheltuielilor materiale cu 10%. În continuare, lucrăm la identificarea unor sume de bani care să ne permită și o listă de investiții pentru municipiul Roman și în același timp, împreună cu conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman, am încercat să prioritizăm și o parte din necesitățile actuale ale Spitalului Municipal. Aici sunt două discuții pe care trebuie să le facem. Una dintre ele e un lucru foarte binevenit ca cei din sistemul sanitar să beneficieze de o salarizare care să fie motivațională și care să ofere un confort financiar celor care își desfășoară activitatea în Spitalul Municipal de Urgență Roman. Însă, pe de altă parte, este imperios necesar ca tot acest impact bugetar să fie susținut de către guvern, întrucât și anul trecut, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul director economic, chiar dacă guvernul și-a asumat plata unor drepturi salariale, din păcate nu au dat sumele în totalitate și din bugetul pe care l-am avut noi alocat, a trebuit să susținem aceste cheltuieli salariale. Știm că începând cu luna martie va mai veni o nouă etapă de majorări salariale, care de asemenea
Sperăm să nu se mai întâmple ca în trecut și guvernul să o susțină în totalitate, așa cum, cum a promis. Legat de ceea ce poate Primăria Municipiului Roman să facă, este în continuare o deschidere a noastră pentru a sprijini unitatea spitalicească din Roman. Și eu aș vrea să fac la dumneavoastră un exercițiu de memorie și să vă aduceți aminte cam cum arăta Spitalul Municipal de Urgență Roman și cam ce dotări avea când era în subordinea Ministerului Sănătății. Și eu zic că lucrurile s-au schimbat semnificativ de când a fost preluat de către autoritatea publică locală. Am investit în măsura posibilităților de la un an la altul și iată ne-a ajuns în situația în care mai avem doar două secții de reabilitat și vom căuta soluții ca una dintre ele să încercăm în acest an să o reabilităm. Și de asemenea trebuie să mai îndeplinim o obligație din punct de vedere al prevenirii stingerilor incendiilor prin realizarea acelui sistem de hidranți care necesită și această intervenție destul de semnificativă. În urma discuțiilor pe care le-am avut la sfârșitul anului trecut sau undeva a doua jumătate a anului trecut împreună cu doamna manager am căutat soluții să venim în sprijinul medicilor din centrul de primit de urgențe care fac naveta, știut fiind faptul că, pe de o parte, când am pornit cu acest centru de primit urgențe, dacă mi-am zis bine aminte, cred că era un medic. Și foarte greu, ulterior, am reușit să atragem și alți medici. Și de aceea am venit în sprijinul acestei solicitări de a acorda un sprijin pentru cei care fac naveta de la distanțe mai mari. Avem și mâine pe ordinea de zi un proiect care să prevadă acest lucru și rugămintea mea ar fi să păstrăm oarecare proporție în acordarea acestor sume de bani. Așa cum vă spuneam și mai devreme, bugetul de cheltuieli materiale noi l-am redus cu 10%. Am făcut un efort totuși să suplimentăm sumele de bani pentru medicii care fac naveta, însă din păcate nu am reușit să identificăm decât această sumă de 5.000 de lei lunar care să fie acordată spitalului pentru a suporta o parte din naveta. Cred eu că activitatea de la centrul de primit de urgențe este motorul, dacă pot să spun așa, al activității din spital, pentru că pe acolo trec toate cazurile care ulterior vin pe secții și de aceea noi ne-am axat atenția pe acest segment. Preocupările noastre rămân în continuare pentru a crea cât mai multe facilități și a avea cât mai multe lucruri de oferit pentru a atrage medici în Spitalul Municipal de Urgență. Cred eu că este în interesul nostru al tuturor să avem cât mai mulți specialiști aici și portofoliul nostru de prestații medicale să fie cât mai mare. Vreau să vă anunț că în această perioadă la București, la Agenția Națională pentru Locuințe, se semnează contractul pentru proiectarea și execuția unui bloc de 20 de locuințe pentru specialiști în sănătate. Și dacă lucrurile vor decurge bine, sperăm undeva în primăvara spre vara acestui an deja să înceapă lucrările pentru acest bloc de locuințe. Este rezultatul unui demers pe care l-am început undeva în primăvara anului trecut și iată că reușim să-l implementăm. Dar în același timp noi am venit în sprijinul Spitalului Municipal și prin achiziția acelor apartamente din blocul, fostul bloc Nicolae Culescu 3. Am achiziționat acele apartamente pe care le-am pus pe toate la dispoziția Spitalului Municipal de Urgență, tocmai pentru a crea o atractivitate pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman. Voi mai avea, după instalarea noului guvern, am programat o întâlnire la
Ministerul Sănătății pentru a identifica soluții pentru finanțarea a unei părți, măcar din aparatura pe care dumneavoastră ați propus-o. Și mai mult decât atât, deja am demarat demersurile necesare pentru realizarea unui proiect cu finanțare europeană. Se referă la extinderea ambulatorului existent, practic în partea opusă centrului de primiri urgențe, acolo unde dorim, pe lângă o construcție nouă, parter plus etaj sau subsol plus parter, mai bine spus, și dotări cu aparatură prin crearea unui centru de imagistică și, bineînțeles, reabilitarea și dotarea ambulatorului existent. Am identificat sursa de finanțare, vă spuneam, e un proiect finanțare europeană. Ghidul este în dezbatere publică. Deja colegii mei din primărie, împreună cu domnul director economic, au început discuțiile pe această temă și sperăm ca și acest proiect să primească finanțare, sigur, după ce va trece perioada de evaluare. Cam acestea sunt în linii mari ceea ce ne-am propus noi să facem pentru acest an, în ceea ce vrea Spitalul Municipal de Urgență Roma. Și în cele ce urmează, dacă sunt lucruri suplimentare legate de buget, aștept să le expuneți și să le discutăm împreună. Vă mulțumesc! În principiu, noi ne-am întâlnit la ședințele de Consiliu Medical, unde fiecare medic șef de secție și-a spus probleme sunt pe secție, s-au făcut referatele de necesitate la sfârșitul anului trecut, care au fost centralizate. S-a făcut acel plan anual de achiziții și urmează să demarăm proceduri de achiziție acolo unde nu avem demarate sau sunt pe final. O parte din proceduri se termină în aprilie sau iunie și atunci trebuie să demarăm, să începem procedurile de achiziție. Sunt proceduri de licitație sau acord card pe licitație deschisă și necesită timp. Am să rog totuși pe fiecare din medicii șef de secție să spună ce probleme au, dacă sunt probleme, în principiu le știm, dar ca să fie transparent și să nu avem nimic de ascuns, cel mai bine este fiecare să ne spunem ce avem de spus. De acord, da. Da, începem de la doamna dr. Mândășescu. Da, ție foarte bine, pentru că eu sunt de-a dreptul entuziasmată că am o nouă colegă, o aștept de foarte multă vreme și este o fiică a romanului, astfel încât am aproape certitudinea că va rămâne și va lucra aici. Este un element nou și un bun câștigat. Faptul că voi împărți munca cu un coleg diabetolog. Un alt aspect presant, totuși, îl reprezintă linia de gardă de medicală, care este foarte încărcată și dacă s-ar putea să se înființeze, să se financeze, deocamdată să se facă demersuri pentru finanțarea unei gărzi pe cardiologie. Vor fi și acolo specialiști, dacă va fi finanțare, cu siguranță se vor găsi și alte persoane care să adere și să mai degajeze totuși activitatea din linia de gardă de medicală. Liniile de gardă pe spital sunt în funcție de numărul de paturi pe spital. Iar la un spital cu 666 de paturi avem dreptul la un număr de 10 gărzi, linii de gardă, fără radiologie și fără CPU. Din câte știu eu de la șeful Runos, deja avem numărul întreg de linii de gardă care pot fi pe Spitalul Roman. A fost într-adevăr linia de gardă pe cardiologie acum câțiva ani, s-a primit de fapt de la Minister acordul, dar pentru că nu aveam medici pe cardiologie, linia respectivă a fost aprobată pentru ortopedie și de 2016 este linia de gardă pe ortopedie. Dar de fapt, mă scuz Maria, de fapt cel mai mare număr de paturi este cel la teren gărzii de medicală. Asta da, este adevărat. Da, da. De asta e și complicat. Încercăm să mai facem demersuri.
Deci, într-adevăr, dar așa ne putem învăța într-un cer vicios. Nu avem specialiști, nu facem, nu avem. Doamna doctor, știți cum avem promisiuni, adică promisiuni în sensul că vor mai veni ca adorul. Nu vă spun la realitate, se știe, da. Nu-i spun așa nimic este, nou. Dar, deci, dacă numărați paturile de pe aferente gărzii de medicală, o să vine să niște cifre de peste 200. Da. Aveți dreptate. Ideea este că ca să faci linie de gardă pe cardiologie, noi avem. Eu știu că ne-ar veni și nouă, Maria, ne-ar veni un număr mult mai mare decât ceea ce mie personal nu-mi convine. Noi, clar. În momentul de dar față, poate vor mai veni colegi pe cardio. Trei cardiologi. Linie de gardă cu trei cardiologi nu poți face. Poți face și interniștii. Medicul internist poți face gardă pe cardiologie. Și a mai fost o discuție pentru cardiologii din privat. Nu vor să facă gărzi pentru că n-au linii de gardă. Deci exact ce spuneam, intrăm într-un cer vicios. Cer vicios, adică... Eu cred că... Cred că sunt colegi care dacă ar ști că la Roman este gardă pe cardio, vorbesc de cardiologi, cred că ar veni. N-ar vrea să facă gardă pe medicală, dar pe cardio eu cred că ar vrea. Chiar dacă nu au paturi neapărat. Sunt colegi ai noștri din privat, cardiologi din privat, din Roman, care fac gardă la Bacău. Doamna doctor Țobucanu, care s-a prezentat la concurs și vine la noi și o să facă gărsele cu dragoste la noi. Am mai lucrat, da, lucrăm cu ea. Da. Cu tot dragul. Nu, ca număr de patru, noi suntem cei mai încărcați. Nu, și de asta garda de medicală este extrem de solicitantă. De aceea noi nu facem gărzi de 24 de ore, decât foarte puțin dintre noi au rămas, facem de 12 ore și toată lumea fuge de garda de medicală, pentru că e o realitate, este extrem de solicitantă. Nu, adică trebuie să înțelegem și... Avem și noi pe medicală și atunci e normal, fiind una e să facă reumatologul gardă pe medicală și alta e să facă internistul gardă pe interne. Și atunci nu va mai fi așa mari probleme că e de gardă internist. Probleme discutabile, ați înțeles. Da. Okay. Să luăm în considerare. Și aș vrea să ridic o problemă. Da. Suntem secția cu aproape cel mai mare număr de paturi, dar suntem o secție exploratorie. Facem și tratament, dar investigăm, știi toată lumea, la medical se explorează pacientul. Eu aș vrea să găsiți o soluție, să creșteți bugetul pentru explorarea tomografică. Din ce în ce mai mult, toate protocoalele diagnostice și terapeutice necesită și suntem în anul 2018, nu mai suntem acum 10 ani și acum 15 ani. Chirurgul vrea precizări, ortopedul vrea precizări, neurologul vrea precizări, toată lumea vrea precizări, normal, avansăm cu știința. Dar 80% din pacienți își plătesc această investigație. Deci e unul din obiectivele pe care le avem și să creăm acel centru de imagine. Da. Să știți că asta va ridica și calitatea actului medical și satisfacția pacientului. Și computer tomograf și remene. Suntem deci, într-o situație, cum să zic, eu știu ce se întâmplă și în CPO și Maria este aici. Deci sunt foarte multe urgențe pe acolo. Evident că prioritatea este urgența, dar pacientul dacă a trecut neexplorat de CPO, că nu toate sunt urgențe, dar sunt, e necesar diagnosticului, deja el nu mai beneficiază. Sunt extraordinar de multe cazuri sociale cu tot felul de probleme pe care le știți foarte bine. Ei beneficiază, acei pacienți, dacă facem o statistică, sunt extraordinar de mulți din ei neasigurați, beneficiază de analize din cap până în picioare, ba mai există și alte lucruri care se întâmplă și atunci vine pe secție și aceea nu se poate. Și poate de aceea explorare depinde diagnosticul, prognosticul pacientului și nu cu diagnosticul, pur și noi simplu. Noi am trecut, că am fost cu domnul director la minister, am făcut note de fundamentare, tocmai pentru un computer tomograf. La momentul respectiv, la investiții, la Ministerul Sănătății, ne-au spus că este în derulare programul de guvernare, CT-uri pentru spitalele județene. Am spus, ok, noi nu suntem spital județean, dar suntem spital gradul 3, de urgență. Exact cum este spitalul județean. Nu a contat. Am făcut nota de fundamentare și către Banca Mondială, tocmai pentru că s-a mutat achiziția de la Ministerul Sănătății la Banca Mondială. Am sunat anul ăsta, la început în ianuarie, când știm cu toții că s-a finalizat achiziția și s-au dat CT-uri și RMN-uri la spitalele județene. Răspunsul dumnealor a fost că nu suntem un spital atât de mare, cu un volum mare de făcut CT-uri.
Să coboare cu picioarele pe pământ, domnule. Exact, sincer. Asta le-am spus și eu. Împreună cu domnul director, chiar noi an de an facem procedura pentru aceste explorări cu firma Scan Expert și de la an la an bugetul a fost crescut. Comparativ cu acum câțiva ani, putem spune că e... Dar și necesar din ce în ce. Da, e mai dar vedeți, suntem toți aici, deci cazurile sunt din ce în ce mai îmbărligate. Soluția până la urmă e tot la noi, exact. Să zisem proiectul la finanțare, ne-am făcut să... Dacă e de acolo, e foarte bine, dar nu mai ești la mâna cuiva. Da, păi da, nu, va fi anunțul pe el. Îți permiți să faci servicii cât ai nevoie, că nu mai ești limitat de o sumă, de un buget, ca să... Nu, dar nu se mai poate concepe medicină în anul 2000, fără treabă. Ăsta e un adevăr, știu toți. O necesitate, nu mai. Deci dacă nu avem laborator performant și CT, nu mai avem. Laborator performant și CT, nu avem de ce veni la servici, sincer. Sincer, vorbim frumos, arătăm bine, dar calitate... Mulțumim. Medicul șef la sfirmă. Deci avem o urgență majoră, având în vedere că este ordinul privind autorizarea sanitară a spitalului. Și în acest ordin este înscris nou, modificat ordinul ăsta în vedere, deci este secția de spitalizare zidie. Noi, cerințele care sunt expuse în ordin, nu le putem sub nicio formă îndeplini. Au venit alt ordin de modificare, acum recent, așa, și în acel ordin se scrie așa, că acele spitale care nu au posibilitate să respecte deci, cerințele anterioare, au obligația, până la anul viitor, au obligația, împreună cu administrația locală, să găsească o posibilitate pentru un proiect, ceva ce se va face în viitor pentru secția de spitalizare. Și acest proiect trebuie să-l depunem, să-l, nu proiect, dar cam proiectul, această, deci cum ne gândim noi? Deci trebuie să depunem la Direcția de Sănătate Publică și la Ministerul Sănătății ca să ne avizeze că până se va găsi toată deci, proiectarea, se va, deci avem dreptul până să funcționăm așa. M-ați înțeles cum? Da, da. Așa. La spitalizarea de zi avem 20 de paturi. Spitalizarea de zi sunt acele foli de zi în care pacientul este internat pentru maxim 12 ore. Pe partea de medicală noi am găsit o soluție, că legea te lasă ori parterul, ori etajul 1. Pe partea de medicală, la etajul 1, pe holul central, dar pentru secțiile de medicală, pentru chirurgie, într-adevăr, nu avem un spațiu. Mă scuzați, doamna Menele, dar un ordin e foarte stufos, anume scrie că dacă nu putem îndeplini toate cerințele ordinului pe secție de spitalizare, deci avem nevoie de următoarea documentație care v-am prezentat-o. Și alt probleme. Deci, sterilizarea în bucăniere, deci nu se poate, este interzisă sterilizarea instrumentarului în bucăniere. Deci noi trebuie să ne folosim numai de autoclave. Autoclavele care le avem la stația centrală de sterilizare, deci au trecut toate foarte vechi și ar fi nevoie totuși de o secție de sterilizare nouă. Legat de sterilizare, am demarat o discuție anul trecut. Știți că am avut discuția, de fapt, că noi vrem să facem tot așa un proiect care să fie cu finanțare de la Ministerul Sănătății, care dumneavoastră l-ați agreat ca principiu, ca mod de... Doar că în etapa asta trebuie să identificăm sumele necesare pentru proiectare, care sunt undeva în jur de 100 de milioane, 10 mii de lei. După care proiectul tehnic de execuție, care trebuie, înseamnă clădiri, dotare, care este mult mai laborios și depunerea documentației la minister. E posibil ca măcar etapa asta de proiectare inițială să putem realiza anul ăsta, să depunem proiectul pentru finanțare. Așa, și un punct tot destul de important, deci de planul de conformare, deci reabilitare secțiilor care nu au fost reabilitate, deci se vor reabilita, dar este stație de curare. Care, deci, necesită deci, sume colosale și, de asemenea, dacă nu trebuie de văzut cumva, trebuie și stație de curare pentru ambele spitale, și spitalul nostru, spitalul.
în planul de conformare care e până în 2020. Planul de conformare este până în 2020. Da. Urgența majoră acum este autorizația de securitate la incendiu, la incendiu, care da. Avem termen până la sfârșitul anului. Am scăpat anul ăsta așa. Anul ăsta, sigur, da, nu e până în 2020. Când termină anul, atunci. Secția de recuperare medicală. Sunt, cred că activitatea noastră este mult mai de bună de un an, de când avem o colegă nouă, chiar astăzi am primit una, de când a venit în secția noastră. Probleme mari nu avem pe secție, doar atât că v-aș ruga. În organigramă am văzut că a dispărut un post de kinetoterapie și am avea nevoie de două. Deci avem un kinetoterapeut și ne-ar mai trebui unul și un electroterapeut. În rest, alte da. Probleme și aparatură, bineînțeles, asta se poate da. Nu mai asta. Nu sunt probleme cu asta. Vreau să ridic o problemă care deja am primit răspunsul de la începutul discuției dumneavoastră și noi, eu ce puțin și am un coleg care face la metă de la Gata Mers și la Roma. Știu să vă răcunta mai la colegii de Neași. Și am întreb și eu, asta, de ce la unii, dar la alții. Am primit răspunsul da, primar. Am luat, sper că va... Și în vedere, probabil, știu, da, mâine s-a trebuit e, e important, puțin, da, deci e foarte important să înțelegem că am luat în calcul distanțele cele mai mari, deci care fac la peste 75 de km în navetă, că așa pe principiul ăsta o să vină mâine că vine de la Dulcești și, sau de la Cordun sau cine știe de unde. Deci trebuie să înțelegem cu toții că am creat această pâtie tocmai pentru a veni în sprijinul celor de la CPU. Spre ei s-a adresat, pentru că eu așa consider, CPU reprezintă pentru dumneavoastră un aflux foarte, foarte important. Acum, sigur, putem să facem și o altă discuție pentru... Eu n-am vrut să fac așa, adică să facem un bine, să ajutăm niște oameni care vin la o distanță foarte mare. Dacă se consideră că acest lucru generează un disconfort sau se creează anumite animozități, noi putem să facem și altfel. Renunțăm la plata acestor sume și identificăm de aici o aparatură care e necesară pentru tot spitalul și mai degrabă dau banii și cumpăr aia. Și atunci am rezolvat toate discuțiile. Da. Eu așa am considerat că e mai corect și să încercăm să aducem pe cei la distanță să ieși să avem mai. Putem o ședință. Care e problema? Putem o discuție, n-am un problem. Putem o ședință la primărie. La plata navetei. Da, aia. Da, deci asta în limita posibilităților sau, și oricum față de solicitarea inițială, ceea ce am putut noi să facem e mult mai puțin. Deci vă dați seama. Acum mai există un risc. Să ducem în derizoriu suma asta, ne înscriem acolo 50 de medici, 5.000 de lei, pe fiecare 100, nu le ajută nici pe unul, nici pe altul. Eu propun așa, haideți să vedem prima dată care este numărul de medici care s-ar încadra pe condițiile expuse și în funcție de asta să luăm o decizie. E ok, da? Ai un da. Problem asta, dacă se poate, se poate da. Bine. După 20 de ani de la viață, și eu, poate? Da. Eu, nu vorba, e... vorba de 5 milioane și 6 milioane care costă 3 milioane de la viață dus întors, da. 100 de kilometri, zâmnec, eu știu. Știu. Dar nu știți, da. Da. Eu v-am zis care a fost principiul și de unde am plecat cu discuțiile. Și aici doamna doctor Tărmăcel știe, pentru că a venit împreună cu doamna manager și am convenit, da, ia povestiți un pic dumneavoastră ca să... Da, nu am înțeles, de unde s-a pornit. Da, pe unde s-a pornit. Eu m-am adresat cu rugămintea de a susține totuși și de a arăta colegilor că ne pasă și că vrem să-i ținem aici, pentru că au început să fie sunați. De la Bicaz, de la Târgu Neamț, de la Vaslui, de la Cluj. Doamna doctora Babi a plecat la Bicaz. Vă spun sincer, colegul nostru urgentist, care este manager la Târgu Neamț,
Florina Postoaiei, a sunat-o pe doamna dr. Drăgan, a sunat-o pe doamna dr. Graur, oferă cazare, oferă transport, oferă o masă decentă, ca să nu spun altceva. Toate astea fără niciun fel de întrebare. Deci sunt oameni care vor să-și țină doctorii și care au nevoie și pentru care contează prezența unui urgentist într-un compartiment de primire urgență. Pentru că una este să ai ca la Buzău, care este UPU și are mașină smurt, are un singur medic specialist în medicină de urgență și restul sunt medici de familie cu competență în urgență de 6 luni, nici măcar de un an. Și m-am întâlnit cu colegul și mi-a spus că este spital județean, că numărul lui este mare de prezentări, că au mașini smurtă în orice pentru că mașină, el este singurul cu competență. Asta apropo de paradox. Da? Și am vrut să arătăm colegilor că ne pasă și că vrem să-i ținem aici. Sunt colegi care fac verzi la puș, unde numărul și așa de prezentări... Colegi. Am pierdut colegi mulți. Unde numărul de prezentări este de 30-40 de pacienți aici, pe 24 de ore. Aici a fost logica și rațină, așa, dar noi putem să venim în sprijin, tot ajutorul pentru CPU. Tot ajutorul. Eu de asta am zis că mi se pare cel mai corect. Eu asta vă povestesc, că există totuși o balanță, da? Se mă duce ca medic specialist la puș, unde văd 30 de pacienți în 24 de ore. Am timp să mă citesc o carte, să mănânc ceva și să beau o cafea. Nu să n-am timp să mă duc nici la baie. Nici să beau o gură de apă, că eventual sunt înjurată că am plecat din față. Da? Avem pe anul trecut 44.000 de prezentări. Până la ora asta suntem în data de 30, avem 3.200 de prezentări de pacienți. Nu vreau să vă spun câte sunt urgențe și câte nu, că n-are nicio importanță. Ajungem nici nu la aceeași discuție pe care am mai făcut. Discuția este general valabilă, indiferent în care UPU sau CPO a țării aducem această discuție. Ideea este că trebuie să ne ținem oamenii aici. Vă aduceți aminte, dacă tot a ridicat problema domnul primar de exerciții de memorie, vă aduceți aminte cum era în CPU, când erau turile descoperite, când erau asistenții singuri, când alergau după dumneavoastră pe secții, veniți repede, că este unul care debea respiră, nici nu știau să vă spună ce diagnostic, măcar orientativ, pentru că aveau, da, pentru că aveau, aveau o experiență puțină și nu știau să... Să vă orienteze. Totuși au fost perioade grele, am evoluat foarte mult și din punct de vedere medical și din punct de vedere aparaturii. Suntem 7 medici, suntem 6 specialiști, 5 specialiști, un primar și un medic cu competență de medicină de urgență. Eu zic că contează foarte mult. Dacă vreți să ne ținem oamenii și să evoluăm, nu să ajungem iarăși la un impas. Eu zic că nu este... mult faptul că le decontăm transport. Se poate și masă, se pot face mult mai frumos. Da, se poate, se poate. E ceva, deci, e ceva, le spunem în felul acesta, domnule, da, te vrem aici, ne ajuți. Asta, eu asta am și, zis cu propunerea asta, am venit și pentru, centrul de primire urgențe a fost gândit. Ulterior, dacă e mai discuție, dar eu zic că e important, așa cum spune doamna dr. Măcel, să încercăm să ne păstrăm cel puțin oamenii buni care s-au format și care ar fi păcat, știți, să i-am format și după aceea și scăpăm. Colegi, da, și colegi foarte buni. Sunt doctori care fac vărți pe elicopter la Iași, pe smurt la Iași. Atunci, de ce să nu ținem aici calitatea? Sunt de acord. Da. Eu mă trebuie secția anestezie terapie o reanimare și o anestezie de calitate. Nu poate fi făcută fără aparatură și fără a asigura o mentenanță la operatorul respectiv. La mine asta este cea mai mare problemă. În esență, avem monitoare aparate, nu atât cât ne-ar trebui, mai avem nevoie întotdeauna, dar, din păcate, datorită rulajului foarte mare, avem întotdeauna diferite probleme de consumare și cu mentenanța la aparatorul respectiv. Din păcate, n-am fost incluși în programele de la derulare prin minister de dotare a secțiilor de reanimare sau prin la nivelul de spitale județene. Din păcate, suntem incluși în programul de pacienți critici, dar care nu ne asigură achiziționarea decât a unor chestii limitate, deci nu ne permite să luăm foarte multe. Rugămintea mea este să încercăm să compensăm deficiențele pe această menținanță. Și dacă se poate și aparatul mai mult, să măsurăm pe desigur. Noi nu avem decât 5 injectomate care pot fi folosite la un singur aparat, la un singur pacient. La Ministerul Sănătății, de fapt la Banca Mondială,
acum la sfârșitul lunii urma să se finalizeze achiziția pe monitoare, care și pe aparatele de ventilație. Noi am depus notă de fundamentare, am sunat, exact cum a spus, doar pentru spitalul, achiziția este pentru spitalele județene, dar vor suplimenta cu 15% și vor intra și spitale de urgență. Acum sperăm ca și noi să fim incluși pe lista pentru investițiile. Noi lunar raportăm la Ministerul de Program de Pacienți Critici, ceea ce facem. Am făcut și dializă, am rezolvat cazuri grele. Mi-ar place să cred că vom fi incluși. Da. O să încercăm să faceți și domnul. Ziua, doctor Șova sunt, mai specialist urolog, în partea secției de chirurgie. La noi aceeași problemă ca la terapie. Avem aparatură, nu foarte nouă, nu foarte veche, poate fi folosită. Problema este că consumabilele sunt foarte puține. Și aici vă refer la chirurgii, colegii chirurgi care îmi spun și s-au apucat să caute pense second hand de la paroscopie, pentru că cele pe care le avem se strică, au și ele doar de viață. Noi folosim, și asta spunem spre defavoarea noastră, noi folosim mult instrumentar de unică folosință, re-sterilizat de multe ori. Asta facem pentru pacienți, nu pentru noi, pentru că trebuie să ajutăm pacienții. Iar pe partea mea, pe partea de urologie, știu că e o disciplină nouă acum, am fost supravizat la Iași să fac toată gama de intervenții chirurgicale, inclusiv intervenții chirurgicale în urgență. Ceea ce nu pot face aici, pentru că avem lipsa unui aparat braț în ce. Este un singur aparat pe spital. Am zis că și o ortopedie vrea să fie. Dar avea nevoie și de urologie, măcar unul de luat pe mai repede. Pentru că am avut pacienți critici care am intrat fără acest braț în ce. Ceea ce, cu ajutorul Dumnezeu, lucrurile merg bine. Dar nu putem duce urciorul de multe ori la... Domnul doctor este de anul acesta, medic rezident. Am avut urolog care a plecat acum 3-4 ani. Da, tocmai din cauza asta partea de urologie nu a fost pusă la punct. Am înțeles domnul doctor și încercăm în viitor apropiat să dotăm ca și dumneavoastră să poată să-și facă activitatea în condiții de siguranță. Pentru secția de oncologie, lucrurile au evoluat benefic în ultimul an, de când, cu ajutorul lui Dumnezeu, a venit o nouă colegă, ceea ce este extraordinar, pentru că peste 35 de ani am dus această secție singură. Este extraordinar că a venit o nouă colegă și acum va veni o altă colegă de aceeași generație, ceea ce nu poate decât să ne bucure, pentru că pe viitor, în secție vor fi doi oncologi cu noi, da, tine, dormiți de muncă și probabil și în policlinică va veni un alt oncolog anul viitor, astfel că se vor aranja drepturile din acest punct de vedere. Nu putem vedea decât curate că am primit cota de citostatice, ceea ce este un lucru extraordinar de medic, va fi instalată și va funcționa conform standardelor. Medicamente citostatice există, nu am avut probleme deosebite, bolnavii beneficiază de tratamente la standarde internaționale de ultima generație, deci nu am avut aceste probleme. O mică problemă pe care vreau să o aduc la cunoștință, am avea nevoie de vreo 6 paturi pentru un salon. Anul trecut am luat 6 paturi de la, mă rog, au venit de la ajutoare. Nu am știut că acele paturi nu se pot coborâ, sunt foarte înalte, iar pacienții noștri sunt bolnavi gravi, care nu pot să, foarte greu le folosesc, sunt obligată să pun bare și așa mai departe, ceea ce nu este normal. Și atunci, aceste 6 paturi, te-a avut în vedere, dacă pot de undeva să fie aduse, chiar mai vechi, mai noi, dar să fie patru care să poată fi utilizate de acest pacient. Da, fii copil fericit, farmacist șef. Spitalul Roman.
ceea ce dorim noi când de orice scolăzice și trebuie nu mai spune de la farmacie, de la prosecție, o foarte unitate în ceea ce privește aprovizionarea farmaciei medicamentoase. Adică noi am făcut un referat de necesitate de 2018, mi-a aflat pe trimestru și pe lume și am dorit, dacă se poate, ca aceste medicamente să aducă în urmă. Pentru a nu încurca și un loc unul, avem unde sunt acorduri, dar de multe ori în cadrul procedurilor de achiziții sunt medicamente, loturi pe care furnizorii nu participă și ai anumite loturi neadjudecate, trebuie reluată procedura, procedurile în domeniul achiziției în momentul de față sunt cumplite, fiecare medicament reprezintă un lot distinct pe care se licitează, e foarte dificil, doamna farmaciste asta spune, noi avem de față, anul trecut a mai venit un domn la achiziții și a mai preluat o parte din aceste responsabilități. În momentul de față mai avem în derulare un concurs pentru încă o persoană să putem face față ritmului da, de lucru. Fiecare spațiu în contract sau pe există într-adevăr un loc și țin poate de ceea ce primești. Am înțeles. Da. Să înțeleg eu că prin venirea noului coleg acolo și prin încă o suplimentare în acest an, a trebuit să zicem că ritmicitatea în ceea ce privește derularea procedurii va fi mult mai promptă și atunci putem și noi să răspundem, pe, să facem. Am să vă rog să faceți o analiză la 6 luni, să vedem cum funcționează după ce și în funcție de asta. Am avut și o studie, doamna manager, pentru a face în farmacie un aparat de urgență. Aparat de urgență care să conțină măcar medicamentele pentru o lună de zile. Măcar reperele mari. Și noi, în momentul în care există un simpotor de aprovizionare cu un anumit medicament, să putem de plăca din acela de urgență. Plan de plan alt, care trebuie să-l avem obligatoriu, am vorbit cu doamna farmacistă și mai mărim stocul respectiv pe reperele urgente, care se folosesc mai des, tocmai că atunci când se finalizează, se termină medicamentul, până se face comanda sau până se încheie un contract, o perioadă de o săptămână, cât mai este nevoie, să fim acoperiți. De anul acesta s-a mărit și stocul respectiv. Urmează procedurile de aducere de acum, medicamente. Da. Deja am vorbit, o singură dorință mai am, poate mai reușim să mai, nu știu, să mai informăm populația vis-a-vis de adresabilitatea către centrul de permanență. De primă intenție, pentru probleme mai puțin grave, care nu le pun viața pe zi, nu o să discutăm de funcționare, de adresabilitate, ce și alții probleme generale pe care nu țin de noi să fie rezolvate, dar măcar la nivel local, poate oamenii mai înțeleg că un tratament îl pot face la un centru de permanență, nu să vină să facă scandal în CPU că nu-și fac injecția la ora în care trebuie pentru că mai are urgențe, da. Nu să vină pentru o infecție urinară și să aștepte pe holul o oră și să facă scandal că așteptat prea mult. Există soluții mai ușoare și pentru pacienți și pentru da, o să încercăm și noi la nivelul primăriei, poate mai ieșim cu o promovare a centrilor de permanență. Bună ziua, sunt Felița Marin Ioana și reprezint secția de neonatologie. În primul rând, avem nevoie de personal. Dacă s-ar putea suplimenta numărul de asistente de infirmiere, de asemenea, avem nevoie de aparatură. Avem 8 incubatoare, dintre care unul singur este complet funcțional. CPAP-ul nostru are senzor de oxigen defect de cel puțin 2 ani. Și ideea este că cei de la Iași, când trimitem copiii, noi în ultima perioadă trimitem foarte puține cazuri la centrul de terapie intensivă de la Iași. Dar este că ei de foarte multe ori ne refuză spunând că noi avem CPAP, dar eu nu pot să-mi permit să pun un copil pe CPAP că acel aparat nu funcționează ca lumea. Pentru că nu consecințele sunt mult prea grave. Și nu etica mea nu-mi permite. De asemenea, avem nevoie de
lămpi de fototerapie, avem doar două lămpi de fototerapie cu ultraviolete, totuși suntem în secolul 20, 21 chiar. 21. Adică la noi în secție se muncește foarte mult, femeia este foarte implicată, noi facem foarte multe găzi, încercăm să acoperim toate nevoile, dar avem nevoie și de foarte multe cercere, pentru că noi, de la noi, pornesc toate. Noi suntem primii care își primim. Și dacă noi nu avem aparatură bună, nu avem consumabile la aparatură, noi nu, dacă avem o urgență, sunt anumite analize de laborator pe care noi nu le putem efectua în urgență, pentru că nu sunt bani. Și, de asemenea, tot așa, nu putem trimite mai departe când noi nu avem, nu putem efectua acele analize. Rugămintea mea este, dacă se poate ajuta cu orice, este bine. Ceea ce știu este că trebuia să vină Ministerul pentru evaluarea gradului. Da. Noi am discutat ce nevoi sunt pe secția de neonatologie. Din câte știu, nu s-a pomenit niciodată de acel senzor de oxigen defect. Acum a avut prima oară. Da? Deci nu m-ați spus. Ați spus de atâtea ori că trimiteți la Iași, că aveți CPAP, că îl folosiți. Deci nu știu cum îl folosiți dacă îl spuneți folosesc. Că senzorul este defect. Îl folosesc, eu îl folosesc. Dar sunt medici care nu-l folosesc și da, dar nu-mi permit să țin, da, nu-mi permit spus, să-l las foarte mult. Nu-mi de spus că de 2 ani de zile este defect și nu-l folosiți, când noi am avut discuție și așteptăm Ministerul pentru menținerea gradului. Totuși. Iar pentru personal, din câte știm, locurile sunt blocate, posturile sunt blocate la două persoane plecate, scoatem un post la concurs. Până în momentul de față nu a plecat nimeni de la spital ca să putem scoate. Ca exact aceeași problemă este pe cardiologie, în care am discutat-o azi dimineață cu doamna doctor. Până la urmă ne descurcăm cu personalul care îl avem, dar nu avem consumabile, nu sunt consumabile, avem aspiratoare, nu avem borcane la acele aspiratoare. Au fost achiziționate anul trecut în decembrie. Ați întrebat la magazie? Da. S-au luat, că a doamna doctor toată lista cu doctori, într-adevăr, fost da, acest lista. Da, hai să vedem un pic într-o primă etapă, să verificăm din ce necesarul pe care l-ați comunicat dumneavoastră, să vedem ce s-a funcționat și în funcție de asta vom cer. Vom cer. Eu reprezint secția pediatrie. Am și avem și unul colegă care a făcut ce să îi se decorteze transportul pentru că face la veta la aia. Asta este o problemă. Încercăm. Nu avem secție de terapie intensivă, nu avem unitate de primă urgență pediatrie. Deci încercăm să ne descurcăm cu secția de terapie de la adulți, cu primiri urgențe la copii. Mai greu, dar reușim. Parcă începem să învățăm cum putem să ne acomodăm unii cu alții și să scoatem la cel mai bun, să fie cel mai bine. Sunt probleme cu cazurile de boli infecțioase, că suntem unitate deschisă și mereu apare o rujolă, nu avem ce-i face, că nu are chiar de la început semne de rujolă și gata. Am văzut de rujolă, avem contanță. Altă problemă, nu avem lapte praf. Asta chiar e o problemă. Deci fluența aprovizionării cu lapte praf undeva și capătă. Și chiar că nu avem ce face cu lapte praf, pentru că sunt mulți copii alimentați mixt, nu poate să-i aducă lapte praf de acasă sau nu are. Cine are, își aduce, dar sunt care nu au da, să-și aducă. Deci avem nevoie de lapte praf. Ok. Furnizorul nu a mai venit, care avem furnizorul care a venit în licitație cu PP-ul respectiv. La anul trecut, la Rănătorul, ne-a trimis hârtie că nu mai poate livra acest produs la prețul care a fost ofertat în licitație. Ulterior am refăcut demersurile legale împotriva lui, dar până atunci noi trebuie să reluăm din nou procedura și asta înseamnă da, tot felul de lucruri. Stăm cu lapte praf ce i-a venit la anul născut. Urgentați un pic. De unde se poate. Reprezint secția OG. Pe obstetru că condițiile sunt foarte bune, avem condiții hoteliere deosebite, avem o posibilitate de a urmări
și a supraveghea corect sarcina, condiții de naștere foarte bune. Unde am putea noi să creștem foarte mult și unde pierdem, cred eu, este pe ginecologie. Aici, dacă am avea un centru de laparoscopie foarte bine pus la punct, am putea ca să creștem foarte mult profesional. La toate congresele noastre, aproximativ 80% din intervențiile chirurgicale pe scara noastră se fac laparoscopic. Deci, dacă am avea un centru de laparoscopie foarte bine pus la punct, având în vedere că lucrăm într-un spital multi cu mai multe discipline, cu am putea ca să ne ajutăm foarte mult cu colegii noștri pe urologie, au venit cu noi. Am putea ca să facem și lucruri în laparoscopie. Deci dacă ați putea ca să ne sprijiniți cumva pentru a obține dotare corespunzătoare, ar fi un progres pentru spitalul nostru. Da, sunt discuții și cu domnul. Da, și am ajutat mai multe secții, deci nu am înțeles, și chirurgia, și urologia, da, și chirurgia infantilă, și am deci am progres pentru întreg spitalul. Da, bine, cred. La dermatologie este bine. Nu avem nevoie momentan de nimic, funcționăm bine, suntem doar doi doctori, colega este în concediu prenatal. Dar avem ajutor domnul doctor care a venit din peca de 2 ani. Așa, și momentan nu avem, avem personal, avem aparate, avem... Deocamdată este ok, da. Mă numesc Ciocan Ramona Alina și reprezint secția de cardiologie. În ceea ce privește secția noastră, zic că în momentul ăsta suntem într-un punct ok, în sensul că, din punct de vedere al achizițiilor, am reușit în ultimii 2 ani să dotez foarte bine secția. Am reușit să facem rost de injectomate. Avem 14 injectomate, am făcut rost de un ecograf foarte performant pentru cord. Totodată din monitoare am reușit să mai facem rost, poate prin ajutorul direcționării impozitului pe profit al unor firme locale la sfârșitul anului. Și pe calea asta aș vrea să încurajez firmele locale și să le spun că ne-ar putea ajuta extrem de mult, pentru că există aparatură mai ușor accesibilă la preț pentru spital. Și ne-ar veni foarte mult în ajutor pentru toate secțiile, să achiziționăm diverse aparaturi. Ce mi-aș dori eu pe anul ăsta ar fi să reușim să renovăm secția, pentru că e prima secție renovată și acum este rămasă în urmă, ca să zic așa. Și prin renovarea asta să încercăm să aducem și o oxigen în toate saloanele. Eu am discutat chestia asta cu doamna manager și cumva suntem prinși în proiectul ăsta și sperăm să poată derula în acest. Procedura pentru oxigen este în desfășurare, iar cât de igienizare o putem face cu oamenii noștri, Că mai avem nevoie de personal, lucrul ăsta deja l-am discutat astăzi și când o să fie momentul oportun. E bine că mi-ați spus informația asta cu oamenii de afaceri, voi avea o întâlnire și cu mediul de afaceri. Și când voi avea această întâlnire cu mediul de afaceri, îi voi ruga să le gestionez. S-ar putea cu foarte multă aparatură, care nu este foarte scumpă și unele gestii sunt foarte mari și pentru noi este foarte util. E foarte util. Și aici încurajez foarte mult pentru secția de ATI, pentru că eu au nevoie de foarte multă aparatură, care este vitală de foarte multe ori. Da. Da. Bine, ce pot să au de recomandări foarte secțiile care vin și nu, dar acum și efectul doamnei doctor, pentru că anul trecut monitoarele au fost aduse de către firma deci ecograf și monitoarele și tot în care doamna doctor s-a intrat și pe dermatologie ce a fost achiziționat, că a zis doamna doctor că sunt mulțumiți, la fel doamna doctor a adus investitori care... Da, voi purta și o discuție cu oamenii de afaceri. Deja cu cei care ne-au întâlnit. Da, cu cei care am trimis. Iar cei care acum 2 ani
au adus pe chirurgie ecograful, sau nu, acum 3 ani pe chirurgie, acum 2 ani a adoptat dermatologia, anul trecut a făcut reparații în secția de pediatrie, încât de 3 ani de zile aceeași firmă ne ajută și mulțumim pe, pe această cale. Să mulțumesc autorităților locale și comunității spitalului pentru aproape finalizarea Centrului de Sănătate Mentală. Singura problemă a psihiatrii este achiziția de medicamente. Sunt hiatusul și sunt copii în medicația psihotropă. Asta e singura problemă. Da. Da, sunt o rețetă de medicamente pe noi, dar sunt foarte scumpe. Discutați doamna farmacistă. Cel mai necutent cardită adusă, adică este pacient în păcate... Contează foarte mult, să știți, contează foarte mult când omul vrea să prindă rădăcini undeva, pentru că își, cu familia, cu casa, își creează și cariera. În al doilea rând, datorită bugetului spitalului, probabil, și a primăriei, s-a achiziționat un frigider pentru persoane decedate la prosectură. Sper să fie, adică să se vadă utilitatea lui în perioada de vară, acum fiind iarnă, iar ca speranțe, aș dori secția mea să fie inovată, nu renovată, pentru că nu a fost niciodată inovată. Dacă doamna secția doamnei, cardiologia a mai fost odată modernizată, a mea n-a fost novată niciodată. Deci nu pot să că cer renovare, cer măcar novare. Da, păi tot se începe de sus și când se ajungă jos, iar se începe de nu vă promit că în anul ăsta, dar știu că am mutat discuții. Problema și să zic neapărat din vă, nu pun și asta contează, dar e vorba și de separat, pentru că te-ai făcut asta e și ideea. E și de modelat, nu doar de... Vorbim de modernizare. Și încă ceva, mi-am aduceți un microscop. Mai dat un microscop, e cam puțin, nu știu. Încerc cu colega pentru că zic un microscop. Doi la un microscop, mă spus. Da. Oricum, mulțumim pentru și pentru... Doamna curatorului. Da. Iar de zisecta neurologie. Noi sperăm să avem o colegă de 1 februarie. Pentru că 1 februarie va fi examenul. Doamna doctor și-a dat cuvântul că vine, da? Mă vom vedea. Și vă mulțumim pentru asta. Avem monitoare, secția neurologie este renovată, injectomate. Ce v-am rugat? Același tomograf. Depinde foarte mult. V-am zis, acolo soluția e pe proiectul finanțare europeană, dar sperăm la asta și sperăm anul ăsta să depunem proiect. Și respectivă tomograf, RMN, ecografe, discuții interminabile cu aparținătorii de la acest tomograf. Da. Aer condiționat, dacă mi s-a dat, dar mai avem nevoie de încă mai nu câteva, suntem deja prinși prele, așa. Și unde ca e portabil, dacă se poate. Avem, s-a stricat, de, acum recent. În rest personal avem și vă mulțumim de colaborare. Bună ziua, reprezint Consiliul de Etnologie. În primul rând vreau să mulțumesc pentru achiziția spirometrului. Din punct de vedere al problemelor, deficit de personal, aș avea mare nevoie de un coleg, pentru că în perioada aceasta numărul este foarte mare de bolnavi. Și a doua problemă, deficitul de parcuri cu care am discutat deja și așa mai bine întregi. Bună ziua! Din partea secției de radiologie, dorințele noastre ar fi concedere, de care toată lumea se încarcă și înlocuirea aparatului de radiologie din
Dar tot la fel, împreună cu proiectul ăsta finanțare europeană, să prindem și mapa de la. Da, spuneți, domnule. Lipsa informatizării. Recent am fost și în alte spitale, mă rog, de rang superior, ca și pacient, acolo este o extraordinar de util, informatizarea foii de observație. Adică, practic, fiecare medic, odată cu consultarea, cu consultația și cu analizele, foaia este pusă pe un sistem integrat și fiecare coleg poate vedea imediat analizele. Pot vedea, de exemplu, la noi este o mare problemă, pentru că analizele trebuie scrise la mână, foile biletele ajung sus, se mai rătăcesc, se cer din nou, adică, practic, un coleg nu poate vedea online sau, mă rog, în timp real rezultatul. Trebuie să meargă, să trimită pe cineva, deci nu, informatizarea ar scuti mult din... Încă nu am finalizat lucrările, așteptăm undeva la sfârșitul februarie, începutul martie să finalizăm. Începem cu noua contractare cu casa și ieșim și avem cu șapurile de paleație. Totodată trebuie să avem și personalul. Personalul, întrucât în momentul de față sunt blocate posturile, ne-am gândit la posibilitatea de a lua de pe secțiile unde sunt în plus și de a aduce... Da, să vedem. Da, eu vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să considerați că există o preocupare a noastră pentru sănătate. Așa cum v-am spus, în ultimii ani cred eu că lucrurile s-au schimbat în bine la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Vom continua în aceeași manieră să acționăm, vom fi întotdeauna alături. Vom face și demersuri la nivel guvernamental, nu numai la nivel local, astfel încât cât mai multe dintre solicitările dumneavoastră să primească un răspuns favorabil. Sunt convins că există toate premisele ca și din punct de vedere al prestației medicale lucrurile să se îmbunătățească de la un an la altul. Percepția pacienților asupra sistemului de sănătate să încercăm și să contribuim cu toții la îmbunătățirea acestei percepții, pentru că până la urmă e important și cred că e până la urmă activitatea dumneavoastră, v-ați dedicat viața pentru această meserie foarte nobilă și foarte frumoasă și satisfacția dumneavoastră este atunci când pacienții pleacă sănătoși de pe mâinile dumneavoastră. Vă doresc mult succes în continuare, să aveți parte de un an cât mai bun, cu cât mai multe realizări personale, profesionale, salutări acasă tuturor, familiilor, copiilor, părinților și pentru orice problemă vă așteptăm să discutăm.